acest weekend, lucrătorii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că o femeie dintr-o localitate din județul Mehedinți deținea în gospodăria sa aproximativ 70 de exemplare canine. Față de 17 dintre acestea a fost luată măsura emiterii unui ordin de plasare într-un adăpost. O femeie în vârstă de 76 de ani din localitatea Jvinița a adunat în locuința sa aproximativ 70 de exemplare canine. Organele de poliție, însoțite de reprezentanți ai unei societăți pentru drepturile animalelor, dar și de un medic veterinar din județul Timiș, s-au deplasat la fața locului pentru verificări. 21 de câini au fost sterilizați, iar față de 17 exemplare a fost luată măsura emiterii unui ordin de plasare într-un adăpost, întrucât nu li se asigurau condițiile minime de întreținere și asistență medicală. La data de 8-8-2021, lucrători din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că o femeie în vârstă de 72 de ani din localitatea Jvinița ar deține la locuința sa un număr de 70 de exemplare canine. Cu ocazia deplasării la fața locului acestora, însoțiți fiind de reprezentanți ai unei asociații pentru drepturile animalelor, dar și de un medic din județul Timiș, au constatat că aspectele sesizate se confirmă. Astfel, au procedat la sterilizarea unui număr de 21 de exemplare canine, iar față de 17 dintre acestea s-a dispus măsura plasării într-un adăpost, întrucât nu erau întrunite condițiile de igienă și de întreținere față de acestea. Din sursele noastre, câinii nu erau adunați în scopuri financiare, ci doar bătrâna avea o pasiune pentru aceste animăluțe. Din păcate, aceasta nu le putea asigura condițiile minime de întreținere.